Schimbări importante la cetatea medievală din Drobeta Turnu Severin. De la 1 decembrie, primăria va porni iluminatul arhitectural cu ajutorul la peste 80 de proiectoare speciale. În prezent se lucrează la montarea acestora. De aproximativ 2 săptămâni au demarat lucrările la cetatea medievală a Severinului pentru realizarea unui sistem de iluminat arhitectural, așa cum există deja implementat la Palatul Culturii, la Castelul de Apă și la alte obiective importante turistice din municipiul Drobeta Turnu Severin. Lucrarea în sine constă în instalarea peste 80 de proiectoare speciale care vor ilumina arhitectural într-un mod chiar extrem de plăcut toată cetatea medievală, și vorbim aici și de partea de la intrare și vorbim și de partea de interior. S-a început această lucrare, cum spuneam, de aproximativ 2 săptămâni, programată a se finaliza cel târziu pe 1 decembrie anul acesta. Anul viitor, alte 3 obiective din Drobeta Turnul Severin vor beneficia de iluminat arhitectural. Este vorba despre bisericile Grecescu și Catolică și Colegiul Național Traian. Face parte această acțiune de iluminat arhitectural dintr-o acțiune mai largă care a început acum vreo 2 ani de zile și se va finaliza anul viitor cu încă 3 obiective care vor fi iluminate arhitectural. Și aici mă refer la Biserica Catolică, la Biserica Grecescu și la Liceul Traian. Proiectul, demarat în urmă cu 2 ani, are ca principal obiectiv punerea în valoare prin aplicarea unor tehnologii moderne de iluminare nocturnă a obiectivelor istorice și turistice din municipiul Turnu Severin. Putem spune că această parte de iluminat arhitectural a obiectivelor istorice este extrem de important, având în vedere că ne dorim cu toții, eu cel puțin asta îmi doresc, ca municipiul să devină din ce în ce mai mult în perioada următoare un oraș cu prependorență turistic. De aceea și iluminatul arhitectural face parte din această strategie mai amplă de a promova mai eficient obiectivele turistice cu care să ne mândrim, nu numai în țară, dar și în străinătate.